Capitolul 5. Unde Megreia o mulțime de notițe ca să-și dea impresia că lucrează și unde domnișoara Clement nu se arată întotdeauna generoasă. O făcea probabil în adins. Era felul ei de a purta un mic război ciudat. Chiar dacă era de o sprinteneală surprinzătoare pentru volumul ei, nu avea niciun motiv să urce două etaje, când ar fi putut foarte bine să-l strige de la capătul de jos al scării. Oare voia să-i arate că avea somnul greu? Dimineața poate. Doamna Megrel tachina și ea în privința asta, dar nu la fel stăteau lucrurile când a țipea în timpul zilei. Ori, după ce bătu la ușă, domnișoara Clement o deschise imediat, surprinzându-l în pat, îmbrăcat. Îmi cer scuze, credeam că lucrați, sunteți chema la telefon." Nu o spunea cu răutate din potrivă, îl privea cu niște ochi lucind de bună dispoziție și chiar de afecțiune. Între ei era ceva ce nu puteau înțelege ceilalți. Megre s supărat pe ea. Asta era clar și dura de mai bine de două zile. De cel puțin zece ori pe zi ieșea din casă și se întorcea. De fiecare dată ea făcea în așa fel încât să se găsească în calea lui cu o expresie care părea să spună Ei, suntem prieteni! Dar el se prefăcea că nu o vede sau răspundea cu un mormăit la avansurile ei. Și tot de două zile ploua și numai din când în când o rază de soare străpungea norii. Alo, da, eu sunt. Vă amintiți dun anume Maier, șefule?" Era sigur că domnișoara Clementa asculta din salon sau din bucătărie și poate pentru ea răspunse ursuz. Probabil că sunt zece pagini de Maier în cartea de telefon." Casierul de pe bulevardul italienilor care a fugit cu încasările. Am primit vești despre el. Poliția olandeză l-a găsit la Amsterdam, în compania unei tinere roșcate. Ce facem?" Ai fi crezut că și el făcea un adins de nu călca pe la poliția judiciară. Casa de pe strada Lomon devenise un fel de sucursală a poliției judiciare, și uneori îl suna chiar șeful cel mare. Dumneata ești megre? Judecătorul de instrucție mi-a telefonat în legătură cu cazul Piercot. Și imediat ce închidea, megre părea să se cufunde cu voluptate în atmosfera colțului său de stradă. Femeia de serviciu cu pantofi bărbătești se temea de el, Dumnezeu știe de ce, și se retrăgea repede din calea lui când îi auzea pașii. Ceilalți îl priveau și ei cu oarecare jenă, ba chiar cu o anumită îngrijorare, ca și cum ar fi presimțit că ar fi fost de ajuns o nimica toată ca bănuielile să cadă asupra lor. Pe scurt, numai domnișoara Clement nu lua în serios și zâmbea cu certitudinea că la un moment dat comisarul își va da jos masca. Fără să pară că o făcea, îl înconjura cu mici atenții. Dimineața, din proprie inițiativă, așeza o ceașcă cu cafea în fața ușii lui îndată ce auzea că se sculase. Seara găsea întotdeauna o sticlă cu bere pe masa din salon, unde intra până la urmă sub un pretext sau altul. Dacă ar fi fost întrebat ce făcea acolo, probabil ar fi răspuns că habar nu avea, că bătea pasul pe loc și că începea să se sature. Iar doamna Megre la telefon, pentru că era tot în Alsacia, adopta o atitudine asemănătoare cu aceea a domnișoarei Clement. Luase o mulțime de notițe, lucru care îi se întâmpla rar. Când le punea întrebări oamenilor, și scotea carnetul negru din buzunar, unul care se închidea cu un elastic și scria ce îi se spunea. Apoi, în camera lui, după ce se sătura de privit pe fereastră, se așeza la masă și scria încă o dată notițele, deși știa că probabil nu aveau să-i servească la nimic. Era un fel de disciplină sau poate un fel de a se pedepsi, Dumnezeu știe pentru ce. Îndată ce se mișca o perdea la una dintre casele din față, se ridica și se proțăpea la fereastră, pe care trebuia să o țină închisă pentru că, din cauza ploii, se răcise atât de mult încât îți venea să prins focul. Eugen Lotar, 32 de ani, născut la saint Etienne, fiul unui funcționar de la Căile Ferate, agent de asigurări la Națională, căsătorit de trei ani cu domnișoara pe numerosa Rosalie Meșin, născută la Benuvil lângă Etreta, Sena de Jos. Blanche Dubu, 22 de ani, născută la Chetenier, Vandea, artistă dramatică, celibatară. Totul era de o banalitate exasperantă. Oamenii ăștia veniseră la Paris din toate colțurile Franței și chiar ale Europei și ajunseseră în casa doamnei Clement. Cridelca că își aștepta actele de naturalizare, deși vorbea o franceză îngrozitoare. Saft le primise deja îi chestionase pe toți, pe unii de mai multe ori, intrase în camerele lor, le văzuse patul, periuța de dinți pe măsuța de toaletă și micul reșou cu spirt sau benzină pe care își preparau majoritatea meselor. Se informase despre detaliile cele mai intime ale vieților, privindu-i cu ochii lui mari, care căpătau în acele momente o expresie posacă. Și, bineînțeles, nicăieri, nici în dulapuri, nici sub mobile, nici sub saltele. Nu găsise revolverul colt cu care se trăsese în janvie. bietul janvie. Megre nici măcar nu se mai ducea la spital să-l vadă. Se mulțumea să-i telefoneze de două ori pe zi infirmierei și uneori rănitul primea receptorul și îl saluta cu o voce pe care aproape că nu o recunoștea. Avea să mai scoată mult timp șuieratul acela neplăcut când vorbea. Fețe necunoscute cu trei zile în urmă îi deveniseră atât de familiare încât mai târziu avea să salute uneori, probabil, simpli trecători lundui, drept prieteni. De exemplu, femeia cu cârpa de praf se uita aproape la fel de des la fereastra lui, pe cât se uita și el la ei, cu un aer de reproș, ca și cum ar fi vrut să-i dea de înțeles că un bărbat înalt și solid ar fi putut să aibă o meserie mai serioasă. Era o văduvă, doamna Bulard, al cărei soț lucrase la drumuri și poduri și care acum trăia dintr-o pensioară. Într-un grup de șase case numărase deja cinci văduve, le vedea dimineața ducându-se cu plața sub braț să facă piața pe strada Mofetard, le vedea întorcându-se cu praz sau salată ieșind din plase. Aproape că ar fi putut să spună ce mâncau toți acei oameni, la ce oră, când și cum se culcau, dar și la ce oră începeau să sune deșteptătoarele pe noptiere. Vis-a-vis, -vis, la etajul întâi, patul fusese ușor deplasat și apropiat de fereastră. Era camera de unde un bărbat ieșise într-o dimineață cu un geamantan și luase un taxi spre gara Montparnasse. Deseori, noaptea la ore neregulate, lampa se aprindea, dar nu vedea nicio umbră pe stor. Femeia era bolnavă, își petrecea zilele în pat. Portarea s-a pe la zece dimineața, deschidea fereastra și făcea curat. Fereastra de la mansardă era a servitoarei unei bătrâne rentiere, tot o văduvă, care dormea acolo și prima bărbați în fiecare noapte. Luase de la capăt munca lui Vochelin, se dusese să-i chestioneze pe toți vecinii, pe toți cei care puteau să fi văzut sau au auzit ceva. Pentru asta era obligat să bate la ușa lor la ora prânzului sau seara, după cină. Cu unii stătuse de vorbă chiar de două ori. I-am spus deja inspectorului ce știam, îi se răspundea. Se așeza totuși pe un scaun, indiferent dacă era sau nu invitat. Era un truc vechi. Când oamenii te văd stând jos, pierd speranța să scape în câteva minute de tine și încearcă să te mulțumească ce făceați lunea trecută la 10 seara? Și adăuga, în seara în care s-a auzit un foc de armă în stradă. Carnetul lui mare îi impresiona. Cei mai mulți încercau să-și amintească. Mă pregăteam să mă culc. Avea ferestrele închise? Așa cred. O clipă. Era o vreme foarte plăcută. Dacă mi-amintesc bine, una dintre ferestre era între deschisă. Era o muncă pentru care era nevoie de răbdare, își lua cu el notițele lui Vochelin, uneori se potriveau, alteori nu. Între rânduri le luase un fel de orar căruia de aducea mereu corecturi, apoi se ducea să bea un pahar de vin alb sau să mănânce ceva la bistrou, unde începuse să-i cunoască pe obișnuiții localului. Acum îl considerau un fel de abonat. Îi era anunțat de dimineață meniul zilei, iar soția patronului, care avea un coctare în creștetul capului, adăuga. Dar dacă aveți poftă de ceva special, de cele mai multe ori nu își mai dădea o steneală să-și ia pardesiul, își ridica gulerul hainei, trăgea în jos borul pălăriei și traversa strada ușor a plecat în față. Unele femei la care se ducea în felul acesta să le chestioneze se uitau la pantofii lui cu insistență ca să-i amintească de ștergătorul de picioare. Sunteți sigură că n-ați auzit gomo de pași? Ultimul rezumat vineri, la patru după amiaza, după ce se întorsese de la bistrou, unde băuse un pahar de vin, era aproape următorul. Îl recitise de atâtea ori cu creionul în mână, încât desenase arabescuri ca pe marginea unui caie de școlar. Casa Clement, 10 și 20 de minute, cu câteva clipe înaintea împușcăturii. Domnișoara Clement se găsește în camera ei, făcându-și toaleta de noapte, iar Paulus se află supat. La parter în stânga, domnul Valentin își prepară un grog la el în bucătărie, așa cum face aproape în fiecare seară. La etajul întâi, soții lotari s-au culcat. Doamna Lotar n-a dormit încă pentru că bebelușul a gemut și ea așteaptă să vadă dacă va trebui să se scoale. Blanche Dubu citește în pat. Frașin, absent, studiază la un prieten, se va întoarce abia dimineață. Domnul Mej, contabil a fereastră, ca și cea a lui Frașin, dă spre curte, stă pe pat și ștaie taie unghiile de la picioare. Etajul al doilea, nimeni în camera lui Paulus. Cridel, ca absent, se va întoarce acasă un sfert de oră mai târziu, plecat la o adunare publică controlat de inspectorul Vașer. Domnișoara Isabel absentă, cinema imposibil de controlat. Povestește fără ezitare filmul pe care pretinde că s-a dus să-l vadă. Domnul și doamna Saft, ea culcată, el, într-un fotoliu, citește ziarul. Alte pagini, la fel ca aceasta, rezumau ce făcuseră locatarii din casele vecine. Apoi, în sfârșit, pe o foaie separată, figura o reconstituire cât de precisă fusese posibil a deplasărilor în momentul împușcăturii și imediat după aceea. Aceasta se deosebea sensibil de raportul lui Vochelin, probabil pentru că cei în cauza avuseseră timp să-și amintească. Un lucru părea sigur, nimeni nu auzise zgomote de pași înaintea de tunături. Nu auzea pașii inspectorului. Nu, îl văzusem puțin mai devreme când închisesem fereastra. Nu știam că era inspector și, fiindcă părea tânăr, am crezut că și aștepta iubita. Asta declarase doamna cu cârpa de praf. Domnul Valentin îl zărise și el pe janvie când închisese fereastra, înainte să se ducă în bucătărie, dar asta pe la zece seara. Nu se întrebase ce făcea acolo. Așadar, împușcătura răsunase în liniștea străzii pustii. Blanche Dubu părea să fi fost prima care se repezise la fereastră. Era întredeschisă, dar avea perdelele trase, le dăduse la o parte. Ați văzut lumină la alte ferestre? Mă întreb dacă era la fereastră de vis a -vis. E aproape întotdeauna luminată la ora aceea. Întâi m-am uitat în stradă. Fereastra de vis a -vis era cea a apartamentului din care un bărbat plecase cu un geamantan și unde locuia o femeie bolnavă sau neputincioasă. S-au deschis și alte ferestre? Da, cam peste tot. Era unele deschise înainte să vă fi deschis fereastra? Nu cred. Am impresia că am fost prima care a văzut corpul pe trotuar și am strigat. Era adevărat. Cel puțin patru persoane i-au zis răstrigătul, printre care și domnul Saft, care se repezise pe palier, crezând că striga după ajutor. Cine e și primul în stradă? După toate probabilitățile, domnul Valentin, care purta o haină de interior din catifea neagră, portarul casei vecinei și se și el aproape în același timp. Megre pusese de nenumărate ore aceeași întrebare. Ce ferestre erau luminate în acel moment? Dar asta devenea imediat ceva confuz. Pe scurt, cele mai multe ferestre se deschiseseră una după alta, Domnișoara Clemen nici măcar nu părăsise pragul ușii, întrebase, e rănit și, fără să mai piardă timpul, se repezise spre telefon să cheme polisecur. Cât timp a trecut între împușcătură și momentul în care domnul Valentina a ieșit din casă? Mai puțin de jumătate de minut, câteva secunde. Bucătăria era lângă dormitor și doar prin aceasta trebuia să treacă. Ba, chiar uitase să oprească gazul și se întorsese pentru asta după câteva minute. Ori nici domnul Valentin, nici ceilalți nu au zis să răpași. Asasinul nu avusese practic timp să se facă nevăzut. Ar fi trebuit să treacă cel puțin pe sub un felinar, dar nimeni nu văzuse nimic. Nu părea să fie mare lucru, dar aceste câteva certitudini erau rodul unui număr considerabil de întrebări. Portarea sa casei de vis-a-vis, -vis, doamna Keller, făcea tot ce era în putință să colaboreze cu comisarul, dar era genul de femeie mărunțică și plină de vioiciune care vorbește precipitat și care, vrând cu tot din adinsul să fie foarte exactă, încurcă totul. Ați ieșit din casă?" Am ieșit în ușă, dar n-am traversat strada. Credeam că-i morți și nu suport să văd morții." A ieșit vreun locatar?" Domnul Pietbăf de la etajul al doilea, cel cu barbă și care lucrează la Bon Marché, a coborât în hala de casă și s-a dus să arunce o privire pe trotuarul de vis, -vis. Chiar i-am spus că o să răcească." Ați văzut sosin mașina celor de la polisecur?" Da, nu... Adică în momentul în care a dat colțul străzii, eram în camera mea unde m-am dus să-mi iau par de siul. Megret telefonase de vreo 4-5 ori la comisariatul arondizmentului 5 să le pună întrebări agenților care veniseră la fața locului. După spusele lor, pe trotuar se aflau vreo 20 de persoane care formau un cerc în jurul lui Janvier când sosiseră ei. Își notaseră doar câteva nume la întâmplare. Domnul Valentin și-l dăduse pe al lui fără să-i se ceară. Toți o remarcaseră pe grăsana domnișoară Clement. N-ați reținut ce ferestre erau luminate? Nimeni nu fusese atent la ele. N-ați observat nici dacă cineva se îndepărta spre unul dintre capetele străzii? Totul era confuz. Câțiva vecini se apropiaseră de grupul inițial, se amestecaseră, și dăduseră uneori cu părerea, în timp ce alții se întorceau în casă. Printre ei se aflaseră și doi-trei trecători care s-o să vadă ce se întâmplase. Toate astea păreau să nu ducă nicăieri. Era ceva înnegurat, ca ploaia care nu se mai oprea și înbiba casa de umiditate. Foc era numai în salon, unde Megre se ducea să se așeze din când în când, răspunzând prin mormăituri propunerilor domnișoarei Clement. Van Damme fusese găsit cu ușurință la Bruxelles pentru că, după cum spusese Paulus, prima lui grijă când sosise fusese să se ducă la Consulatul Statelor Unite la serviciul de informații. La început tăgăduise că ar fi participat la jaful de la localul Barza, Apoi, strâns cu ușa, aruncase toată vina pe umerii lui Paulus. Fapt e că se afla la Bruxelles, noaptea în care Jean Vie fusese împușcat pe strada Lomond. Poliția găsise femeia cu care se dusese la cinema în seara aceea. Apoi fusese văzut împreună cu ea într-un restaurant popular de pe Rue de Boucher. Sunteți chema la telefon, domnule comisar?" Devenise deja o joacă. Domnișoara Clement ca de fiecare dată cele două etaje, ca din plăcere, și arunca o privire amuzată la paginile pe care le umplea gre. Din nou poliția judiciară care îi ceră o informație despre un caz în curs de cercetare. Luca să-i ținea locul. Odată sau de două ori pe zi venea în casa de pe strada Lomonța ducă actel semnat. Nu punea întrebări, evita să se uite la megre întrebător. Comisarul traversă încă o dată strada, se duse să bea un pahar de vin alb, apoi intră în casa de vis a Spuneți-mi, doamnă Keller, vă ascult? Loja era foarte curată, dar întunecoasă. Soba mare duduia și Megre se așeză cu spatele la ea din obișnuință. Locatarul de la etajul întâi. Da, domnul Bursico. Noi îi spunem domnul Dezire, pe numele mic. Mi-a spus că lucrează pentru le reuni. De mai bine de 20 de ani, e comisar de bord pe unul dintre vasele lor. Știți care? Îl schimbă din când în când. De un an e pe vasul Esi. Când l-am văzut plecând cu geamantanul dimineața s-a dus la bord, la ora asta e în drum spre poin nu are în Africa ecuatorială, nu e aproape niciodată în Franța. Au nevoie de mai bine de o lună, l-a dus și tot atât l întors." Astfel încât se întoarce cam din două în două luni?" Da, pentru mult timp, depinde. E destul de complicat. Mi-a explicat de mai multe ori sistemul de rulare, dar n-am înțeles nimic." Presupun că atunci când e la Paris stă mai multe săptămâni." Nu tocmai." numai o dată din două. Atunci are aproape o lună liberă. În celelalte rânduri abia are timp să-și vină să-și sărute soția, să-și ia lucrurile și să se îmbarce din nou. Ultima dată a stat o lună? Nu, asta două nopți. Megren nu se entuziasma. De multe ori, chestionând pe cineva, credea că va ajunge în sfârșit la un rezultat, apoi un răspuns foarte simplu îi năruia speranțele. Spuneți două nopți? O clipă. Ar fi sosit în seara în care a fost rănit inspectorul? Da, exact. Nu mi-a trecut prin cap să vă spun. Cu puțin înainte de împușcătură." Nu, no, încă nu era în casă când s-a tras. A venit la puțin timp după." Mult după. Trenul lui s-a la gara Montparnasse pe la miezul nopții. Când i-am deschis cușa, era aproape unul dimineața. Presupun că a venit cu taxiul. Altfel n-ar fi putut să-și ducă geamantanul." Și soția l-aștepta. Sigur că da. Știe întotdeauna unde se află. Un vas e ca un tren. Are un orar." I-ai trimite scrisori par avion la toate escalele. Eu știu mai bine decât oricine pentru că îi le duc la poștă. Prin urmare, l-aștepta cu nerăbdare. Se înțeleg bine? N-am văzut alții să se înțeleagă așa de bine ca ei, chiar dacă nu sunt foarte des împreună din cauza meseriei domnului de zire. Ce fel de om e? Un om cum se cade, foarte blând, N are multă răbdare. Peste un an va ieși la pensie și vor pleca să locuiască la țară. Soția lui e bolnavă? De cinci ani, abia dacă se mai dă jos din pat. N-ar trebui să o facă deloc, da, când nu sunt sus, îi se întâmplă să se târască prin apartament. Ce are? Nu știu exact. Ceva la picioare, e pe jumătate paralizată. Uneori ai zice că e complet paralizată și nu se mai poate mișca. Știi să aibă ceva rude la Paris? Nu. Nu vine nimeni să o viziteze. Numai eu. Mă ocup de menaj, v-am mai spus. Urc de câteva ori pe zi să-i duc de mâncare și să văd dacă are nevoie de ceva. De ce nu instalează soțul ei la țară sau la bordo? Din moment ce debarcă la bordo? Ea a propus. Cred că s-a obișnuit cu mine. A mai fost vorba să o mute într-o casă de sănătate, dar ea a refuzat. Spuneți că nu vine nimeni să o vadă. Ama lui Dezire, care e foarte bătrână așa, aproape la fel de neputincioasă, vine să o vadă în fiecare lună și aduce mereu câte o cutie cu bomboane de ciocolată. Iată, femeie nu îndrăznește să-i spună că nu-i place ciocolata și mi le dă pentru fica mea. Credeți că ați avea și altceva să-mi spuneți? Ce ar mai fi de spus? Sunt persoane cum se cade greu încercate de viață. Nu e o fericire pentru un bărbat să aibă o soție bolnavă și nu e o fericire nici pentru o femeie. Spuneți-mi, doamnă Keller, în seara împușcăturii n-ați la locatara dumneavoastră? Ba da, dar mi-a ieșit din minte. În ce moment? O, oh, cumul după tânărul fusese dus deja cu ambulanța. Am traversat strada să văd locul unde căzuse și să ascult ce spunea oamenii. Era sânge pe trotuar. Am zărit lumina la doamna Bursico și mi-am zis imediat că biata de ea tremura de frică. Cât timp trecuse de când fusese atacat inspectorul? Cel puțin o jumătate de oră. Nu mi amintesc exact. Am urcat. Nu o dormea, cred că mă aștepta. Știa că voi veni să o liniștesc. Ce v-a spus? Nimic, eu i-am povestit ce se întâmplase. Nu se ridicase. Mi se pare că se dusese să se uite pe fereastră. Medicul îi interzice să meargă, dar v spus că n-ascultă întotdeauna. Era nervoasă? Nu, avea cercăne la ochi ca de obicei, pentru că nu doarme aproape deloc, deși ia medicamente. Încerc să o fac să citească, îi aduc cărți, da, nu o interesează. Petrece ore în șir gândindu-se singură cuc. Un sfert de oră mai târziu, Megre cu receptorul în mână, privind fix micul afiș de deasupra pușculiței, telefona la Le Chargeur reuni. Tot ce-i spusese porterea sa despre Bursico se dovedea adevărat. Era un om de toată isprava la care compania ținea mult. Esi ajunsese la Bordeaux exact la timp ca el să ia trenul care sosea în gara Montparnasse cu câteva minute după miezul nopții. Prin urmare, nu putuse să tragă în janvier. Nici nu închise bine că auzi o voce insistentă deasupra capului. Vreți să urcați o clipă, domnule comisar?" Era domnișoara Blanș care își lăsa deseori ușa între deschisă și l-auzise probabil vorbind la telefon. Apropo de domnișoara Blanche, se petrecea ceva destul de amuzant. De când Megre locuia în casă, faimosul ei unchi nu mai îndrăznea să o viziteze, astfel încât aștepta probabil mai nerăbdător decât oricare altul terminarea anchetei. Nu știu dacă e important, dar am auzit fără să vreau ce spuneați la telefon și mi-a venit o idee. Camera era plină de fum de țigară. Lângă patul în care rămăsese imprimată urma formelor tinerei femei, se afla o farfurie cu câteva prăjituri. Era în capot ca întotdeauna și se vedea clar că nu purta nimic pe dedesubt. Lipsa ei de pudoare era calmă, inconștientă. Luați loc! Îmi cer scuze că v-am cerut să urcați. E vorba despre cei de vis a -vis. Așezată pe marginea patului, picior peste picior, îi întinse farfuria cu prăjituri. Nu, mulțumesc. Să știți că nu-i cunosc și n-am schimbat niciodată vreo vorbă cu ei. Numai că stau aproape toată ziua acasă. Din pat pot să vă pe fereastră. Nu, sunt foarte curioasă de felul meu. Nu mințea. Era probabil interesată numai de ea însăși și de personajele din romanele pe care le devora. Am remarcat totuși un detaliu și nu știu de ce. În unele zile, storul lor e ridicat tot timpul și pot să o zăresc pe femeie în pat printre ochiurile perdelelor. Și în alte zile... În alte zile, storul rămâne traste de dimineața până seara și nu se deschide nici măcar fereastra pentru aerisire. Asta se întâmplă des. Destul de des ca să mă frapeze. Prima dată m-am întrebat dacă nu cumva femeia murise. Fiind obișnuită să o văd în pat, i-am spus și domnișoarei Clement. E mult de atunci? Ho, oh, da! Luni de zile? Mai mult, aproape da, doi ani. Era la câteva săptămâni după ce m-am mutat aici. Am fost cu atât mai surprinsă cu cât era vară și în zilele dinainte, ferestrele rămăseseră larg deschise toată ziua. Nu știți dacă asta se întâmplă la intervale regulate? N-am fost atentă, da, uneori durează și trei zile. N-ați văzut niciodată pe altcineva în cameră? doar pe portăreasă de mai multe ori pe zi, uneori o femeie bătrână și din când în când pe soț. Când e aici câteva săptămâni, el se ocupă de menaj, mai puțin de curățenia generală de sâmbătă. Și-ar mai fi și doctorul, evident. Doctorul vine frecvent? Depinde ce înțelegeți prin frecvent. Poate o dată pe lună. Nu mă uit mereu pe fereastră. Dacă nu v-aș fi auzit la telefon, nici nu m-aș fi gândit la asta. Credeți că informația o să vă folosească? Să știți că nu vreau să spun nimic rău despre ei. N-am vorbit niciodată cu ei. Mai gândiți-vă dată, vă rog, când v-ați dus la fereastră după împușcătură? Știu la ce vă referiți. Acum sunt aproape sigură că nu era lumină vis-a-vis. -vis. Storul era lăsat? Nu cred. Când el lăsat, formează o pată deschisă pentru că e un storecru. Am impresia că pata era neagră, că ca așa, ca fereastra deschisă a unei camere neluminate. Oare domnișoara Clementa va să-i răspundă cu aceeași busunflare? Când Megre coborâ, aceasta nu se mai ivi așa cum avea obiceiul. Să fi fost geloasă pe domnișoara Blanș. Tot eu sunt, spuse Megre, intrând în loja doamnei Keller. Voiam să duc suscina doamnei Bursico. Tocmai aranjat totul pe o tavă. Nu i se întâmplă uneori locatarei dumneavoastră să stea întreaga zi cu perdelele trase? Toată ziua? O, te vreți să spuneți câte trei-patru zile? Degeaba am mustrat-o. Cum motivează faptul că stau așa în semi-obscuritate? Să știți, domnule comisar, că nu trebuie să încerci să înțelegi bolnavi. Uneori sunt gata să mă supăr. Pe urmă mă pun în locul ei și îmi spun că eu aș fi poate și mai rea decât ea. Cred că uneori face neurastenie, i-am spus și doctorului. Ce v-a răspuns? Să nu-mi fac griji, că are crize. În momentele alea aș putea să jur că mă urăște. Dacă ar putea să-mi ușa, probabil că ar face-o. Nu numai că mă obligă să trag storurile sau le lasă chiar ea. Da, mi-interzice și să fac ordine. Pretinde că are migrenă, că cel mai mic zgomot, cea mai mică mișcare în cameră o din minți. Se întâmplă des, de păcate. Mănâncă totuși, ca de obicei îmi dă voie numai să-i fac patul și să șterg praful din cameră. Câte camere are apartamentul? Patru plus o de bara și toaleta. Au două dormitoare, unul nefolosit, o sufragerie și un salon și el tot nefolosit. Nu o plătesc mult pentru că domnul Bursico locuiește aici de mai bine de 20 de ani. Era deja aici când m-am angajat eu. Și ea S-au căsătorit în urmă cu vreo 15 ani, când niciunul dintre ei nu mai era tânăr. Ia câți ani are? 48. Și el? La anul împlinește 60. Mi-a zis când m-a anunțat că se va pensiona și că apartamentul va fi liber. Mi-a spus că dumneavoastră duceți la poștă scrisorile doamnei Bursico. Nu le duc. Poștașul le ia din lojă când trece. Cui scrie? Soțului. Uneori soacrei. Atât? N-am văzut niciodată alte scrisori. Primește multe? Da, de la soțul ei, bătrână, nu scrie niciodată. Nimic altceva. S-a întâmplat rar să-i duc un plic a cărui adresa era bătută la mașină. De câte ori? Patru sau cinci. În rest, facturi de la compania de gaz sau de electricitate ori prospecte. Au telefon și au instalat acum cinci ani când s-a îmbolnăvit ea ca să poată chema mai ușor medicul în caz de nevoie. Vă rog să nu-i spuneți că vă pun întrebări despre ea. I-am și spus. Am greșit. Da, întotdeauna o să-i stârnesc interesul. I-am vorbit de întrebările pe care le puneți despre toată lumea care locuiește aici pe stradă. Am glumit pretinzând că, dacă soțul ei s-ar fi întors acasă cu câteva ore mai devreme, ar fi fost suspect. Îmi cer scuze. Cum a reacționat? N-a reacționat părea foarte obosită. Nu m-ar mira ca mâine sau poi mâine să o apuce iar o migrenă. Pute să-i duceți mâncarea. Anunțați-o că vreau să-i vorbesc. Spuneți-i că am interogat toți locatarii și că vreau să-i pun două-trei întrebări. Imediat, Mă întorc peste câteva minute. Simțea nevoia să respire puțin aer curat și mai ales să bea un vin alb la patronul din Overnie. vis a -vis, în spatele perdelei din salon, domnișoara Clement îl urmărea cu privirea și puțin lipsi să nu scoată limba la el. Capitolul 6 Unde este vorba despre o femeie fără apărare într-un pat și despre un comisar care devine necruțător. În fond, avea nevoie să-și facă puțin curaj, în zilele dinainte, când urma să deranjeze cupluri pașnice care își mâncau supa, ca să le pună întrebări privindu-i fix, cu ochii lui mari, se simțea mai stânjenit decât voia să pară. Ori pe doamna Bursico o cunoștea pentru că o văzuse la fereastră. Întâi numai un braț gol în prima zi când plecase soțul ei, apoi, a doua zi, figura și forma corpului slab sub cearșaf. Era o ființă care nu mai avea vârstă, cu fața subtă, fără culoare și fără viață, cum vezi la unii sfinți în imaginile religioase, și își amintea cu jenă de două-trei ocazii când privirile li se întâlniseră peste stradă. Știa cine era el? Îl credea pur și simplu un nou locatar al domnișoarei Clement? Porterea să-i vorbise despre el în timp ce îi făcea curat în cameră? Fapt e că Megre rămăsese cu impresia unui contact personal. Bolnava avea pupile mici și negre în care părea că se concentraseră toate forțele ei vitale. Ești un bărbat înalt și puternic, sănătos?" care poate se plimbe pe străzi și staia acolo la o fereastră, contemplând o biată femeie bolnavă ca și cum ar fi un spectacol pasionant. Poate că nu gândea asta, poate că totul exista numai în imaginația lui Megre. Era totuși neplăcut și tot amâna momentul când urma să urce la ea, lăsându-i timp să termine de mânca cei duse se sa. Cu menajamente, doamna Keller avea să-i anunțe vizita ca fiind lipsită de importanță, o simplă vizită de rutină. Probabil avea să facă ordine în cameră să schimbe așternutul și pernele. Încă unul, comandă el. Ceru de trei ori vin și nu ieși din bistrou decât atunci când simți un fel de căldură în gât și în cap. O văzu pe celălalt trotuar pe domnișoara Isabel care se întorcea acasă. Tânăra i zâmbi. Ea era sănătoasă, plină de vitalitate, de... Ce la a pucat se ducea cu gândul atât de departe? Își umplu pipa. Apoi o puse în buzunar, amintindu-și că mergea la o bolnavă și se încruntă la gândul că va trece poate ceva timp până să poată fuma. Urcă scara și bătu la ușa sub care se zărea lumină, deși afară era încă ziua. Intră, răspunsese portărea sa, ea-i deschise ușa. Tava era pusă pe un scaun cu fundul de catifea roșie. Bolnava băuse doar jumătate din supă și ciugulise cu vârful, cu vârful furculiței dintr-un fel de piure. Îmi pare rău că vă deranjez, doamnă Bursico. Nu se înșelase. Doamna Keller pusese un așternut curat și schimbase cămașa de noaptea bolnavei, ba chiar o coafase. Părul castaniu amestecat cu fire albe purta încă urmele pieptenului. Doamna Bursico, care stătea în capul oaselor, îi arătă cu o mână osoasă un fotoliu de la capătul patului. Trebuie să cobor, doamnă François. O să vin să vă spun noapte bună după ce domnul comisar va sfârși de vorbi cu dumneavoastră. Dar vă repet, nu vă faceți griji. Porterea să-i vorbea cu calmul pe care îl simulezi față de muri bunzi, și me grebă că de seamă că și el făcea la fel. N-aveți niciun motiv să vă faceți griji, repetă el. Știți că în fața casei dumneavoastră în stradă a fost comis o crimă. Am stat de vorbă cu toți vecinii, cu unii chiar de mai multe ori, deoarece este important să reconstituim faptele cât mai exact cu putință. Ea încă nu deschise segura. Îl privea grav, așa cum unii copii despre care se spune că sunt prea bătrâni pentru vârsta lor, privesc persoanele adulte. Doamna Keller mi-a spus că nu v-ar deranja să mă primiți. Atunci i-a sti primele cuvinte. Puteți să vă fumați pipa. Îl văzuse probabil pe fereastră, trăgând din pipă toată ziua. Soțul meu fumează și el, nu mă deranjează. Și, văzând că ezita, vă rog. Poate că din cauza asta comisarul se simțe obligat să-i dea mai multe explicații într-o anchetă de acest gen. lucrul cel mai greu este să stabilești cu certitudine deplasările fiecăruia. O, pentru că oamenii min, ci pentru că amintirile lor sunt aproape întotdeauna inexacte. Mi-a venit ideea că o persoană care percepe lumea exterioară doar din pat trebuie să înregistreze unele detalii cu mai mare exactitate decât celelalte. Presupun, doamnă Bursico, că era sculcată în momentul împușcăturii. Da, domnule comisar, mă ridic foarte puțin din pat. Dacă m-aș lua după ei, nu m-aș ridica niciodată. O fac aproape numai pe ascuns. Vorbea lent, cu o voce fără modulații care conferea cuvintelor sale o tonalitate anostă. Noaptea aceea vă aștepta soțul, nu-i așa? Știam că va sosi acasă pe la unul dimineața. Totuși, ați dormit? Nu dormeam, dar stinsesem lumina. După un timp, lumina mă obosește. Avea sfera strânchisă. Cred că era între deschisă, probabil câțiva centimetri. Storul era lăsat? Probabil, nu mai știu. Ați auzit împușcătura? Cum să nu fie auzit? V-ați dat seama pe loc că era o împușcătură? Nu trecea nicio mașină pe stradă, așa că nu putea să fie o explozie de cauciuc. N-ați auzit pași cu puțin timp înainte? Nu. Nici zgomotul unei uși sau al unei ferestre pe care cineva o deschidea sau închidea? Nu înainte, ci după, au fost mai multe. Vecinii s-au uitat pe fereastră. Cineva a ieșit din casa de vis-a-vis. -vis. O clipă. Imediat după deturnătură nu s-au auzit pași grăbiți? Cred că da. Nu sunteți sigură? Nu. Nu v-ați ridicat din pat? Nu imediat. Dar v-ați ridicat? Când am auzit murmuri de voci pe trotuarul de vizavi. Ați aprins lumina? I-a părut să se gândească. Nu, sigur n-am aprins lumina. Eram încă cămașă de noapte și vizavi erau ferestre luminate. Nu m-aș fi arătat așa. Ce ați văzut? Câteva persoane în jurul unui corp se apropiau și altele. A stat mult timp la fereastră? până a sosit duba poliției. Pe scurt, n-ați văzut și n-ați auzit nimic care să mă poată ajuta în anchetă? Îmi pare rău, domnule comisar. Doamna Keller a urcat puțin mai târziu să-mi spună ce se întâmplase. Nu i-am mărturisit că mă dusesem la fereastră pentru că m-ar fi certat. Era cald în acea încăpere unde domnea un miros fad. Megre nu se simțea în largul lui în fotoliul preascund și dintr-un fel de pudoare trăgea doar câte puțin din pipă. Pot să vă întreb ce vârstă aveți, doamnă? 48 de ani. Sunt căsătorită de numai 15 ani. Vedeți bine că eram deja ceea ce se numește fată bătrână. Și arătă cu privire o fotografie mărită din fața patului, deasupra șemineului, în care apărea în roche de mireasă la brațul unui bărbat mai înalt decât ea, mai în vârstă, cu aer grav, puțin tel solemn. E soțul dumneavoastră? Da, era văduv. Prima lui soție a murit de pneumonie după șapte ani de căsnicie. Și adăugă cu o voce puțin răgușită. A murit în camera asta, în patul acesta. Nu aveau copii. Din acel moment, fără ca megre să fi trebuit să pună vreo întrebare, urmă o povestire lungă pe care părea să o istorisească pentru ea, cu debitul monoton al unui robinet care curge. Nu o se mai uita la el, privea în gol și se oprea din când în când să-și tragă răsuflarea. Vedeți dumneavoastră? Bursico e omul cel mai bun de pe pământ. Vă vor spune asta toți oamenii din compania lui, unde-i foarte iubit." S-a angajat la charger, reuni la 16 ani curier și s-a format singur, studiind și ducând o viață plină de lipsuri. Părinții lui erau foarte săraci, și locuiau la Bordeaux. Tatăl era un bețiv pe care mama lui trebuia să-l caute în fiecare sâmbătă, de la un post de poliție la altul. Din cauza asta a avut întotdeauna o roare de băutură. Mă simt jenată că nu pot să vă servesc cu nimic. Nu ținem în casă nici o picătură de alcool, nici măcar vin." Cred că la început s-a temut de atavism și și-a impus reguli extrem de stricte. Comisarul deschise gura, dar ea nu îi lăsă timp să vorbească, așa că megrese semnă să asculte urmarea. Unii râd de el, mai cu seamă la bordul vaselor unde se bea mult. Nu joacă cărți, nu umblă după femei. La bord își petrece serile în cabină citind și lucrând. A învățat singur cinci, șase limbi și vorbește curent câteva dialecte indigene. Mobilele erau demodate, toate obiectele care împodobeau camera, lumina electrică din cauza luminii de afară părea mai ternă și dădea întregi încăperi un aspect stătut, colbuit. Venise să pună întrebări precise și trebuia să suporte confidențe interminabile. L-am întâlnit într-una din ședrile sale la Paris, între două plecări cu vaporul, pentru că, și după ce rămăsese văduv, revenea la Paris unde își păstase apartamentul. Mama lui nu locuiește la Paris, ea nu se miră că me ea. Ba da, a adus-o aici de mult de când s-a căsătorit prima dată. El a întreținut-o întotdeauna pentru că nu mai are frați sau surori. A instalat-o într-o locuință pe strada Turnel. Își iubește mult mama. Acum e foarte bătrână. Mai vine să mă vadă din când în când și astea sunt cam singurele ei ieșiri din casă. De ce n-a venit să locuiască aici? N-a vrut. Pretinde că asta se sfârșește întotdeauna rău, că o căznicie trebuie să aibă independența ei. Vă înțelegeți bine cu ea? O iubesc ca pe mama mea. L-am întâlnit pe Bursico, iar am vânzătoare la un magazin de lenjerie bărbătească pe bulevardul Saint Michel. A intrat să cumpere șosete și cravate negre. Fără să-mi fi făcut curte, am observat că mă privea cu atenție, ca și cum l-ar fi frapat ceva la mine. Am aflat mai târziu ce le emoționase așa de mult. N-a încercat să-mi ascundă asta. Se pare că se mânleit cu prima lui soție. Apropiați-vă de șemineu. E acolo, în stânga, o mică fotografie a ei într-o ramă de mahon gre se ridică oftând și privi, ca să fie cu inima împăcată, fotografia proasta unei femei tinere destul de banale, care avea un zâmbet trist, ca și cum ar fi presimțit că va muri tânără, regreta că venise. Atmosfera cea ternă îl copleșea, îl făcea să-și dorească să fie afară, să respire aer viorător, și, când se așeză din nou în fotoliu, își simți ploapele grele. Am stat aproape trei luni fără să-l revăd. Nu știam ce profesie avea. Era plecat într-una dintre călătoriile lui în Africa ecuatorială. La întoarcere m-a rugat să binevoie să ies cu el. Nici măcar n-am ezitat. Avea atunci 33 de ani, iar el 46. Erau evident destul de mari ca să nu mai aibă nevoie de supraveghetori. În seara aceea, după ce am luat masa, mi-a vorbit de prima lui soție și m-a întrebat dacă aș vrea să mă căsătoresc cu el. Eram singură, fără familie, foarte săracă. Am răspuns da. Abia mai târziu am înțeles ce om era și ce noroc avusesem să-l întâlnesc. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă m-aș fi îmbolnăvit înainte să-l cunosc. Aș fi fost acum într-un spital trăind din mila publică. Noi o plăcere pentru el când vine acasă să găsească o femeie în starea în care sunt și totuși n-a spus niciodată nimic. Ba chiar mă îmbărbătează arătându-se cât se poate de vesel. De ce își zise Megre că veselia acelui bărbat trebuia să fi fost lugubră? Sigur, îi deplângea pe amândoi, dar nu știa din ce motiv, nefericirea aceea nu reușea să-l înduioșeze. Cuvintele ajungeau la el ca printr-un văl. Scena pe care o trăia în acea cameră m-a plictisea la mohorât unui album de familie, pe care niște necunoscuți se încăpățânează să ți-l arate, fără să le scape nicio mătușă sau vreun vâr îndepărtat. Pe vorbind, îl lua somnul și trebuia să facă un efort, ca să țină ochii deschiși. Trecuse deja prea mult timp de când se învârtea în loc în colțul acela de stradă, pe care dintr-o dată nu îl mai suferea și simțea o nevoie furioasă de luminile și mulțimea de pe marile bulevarde. Acum cinci ani, când m-am îmbolnăvit, mi-a adus cei mai buni specialiști. La început și-a luat șase luni de concediu ca să mă îngrijească, chiar dacă asta i-a mâna pensionarea. Nu știu de ce vă spun toate astea. Nici el. Poate pentru că v-am văzut de mai multe ori la fereastră și vă uitați încoace cu interes, în afară de momentele când vin doamna Keller și soacra mea, să o întotdeauna singură. Atunci mă gândesc. Puțin lipsise să nu ațipească, probabil închisese ochii, pentru că i privea cu un aer întristat. Vă plictisez, nu-i așa? Deloc, doamnă. Am închis ochii pentru că și eu mă gândeam. La ce vă gândeați? La dumneavoastră. La viața dumneavoastră. V-ați născut la Paris? Poate avea să reușească în sfârșit să-i pună câteva întrebări. M-am născut în Leoavră. Sunt indiscret dacă vă întreb numele de fată. Binet, François Binet. Și asta se dovedind de ajuns ca să o facă să se pornească din nou. Tatăl meu era marinar. E o coincidență ciudată, nu-i așa? A ajuns caporal de marină, eram nouă copii. Acum trebuie să fi rămas numai trei sau patru. Nu păstrați legătura cu familia? De mult timp. Pe măsură ce noi, fetele, creșteam, eram plasate ca servitoare, iar băieții se descurcau cum puteau și ei. Mama și tata au murit. Ați fost femeie la toate? Întâi am avut grijă de copii la 14 ani, la o familie care își petrecea verile la etreta. Familia aceea m-a luat cu ea la Paris, unde locuia pe Avenue Hoș. Erau oameni foarte bogați. Voiam să devin cameristă. M am dus la o școală de croitorie pe Avenue Vagram. Și pe urmă, ce-ați făcut? I se păruse brusc că exista o ezitare în vocea ei. Am avut un iubit și patru ani m-au dat afară. Câți ani aveați? 16. De ce v-au dat afară? Pentru că nu m-am întors acasă. Ați dormit prin străini? Da, n-am fost întotdeauna cu minte, domnule comisar. Eram tânără, voiam să mă distrez. Și v-ați distrat? Așa crez la vârsta aia. Ați încetat să lucrați? Mi s-a întâmplat. Pe urmă am fost chelneriță la un restaurant cu clienți fideli. Soțul dumneavoastră știe toate astea. I-am spus că nu eram demnă de el. I-ați dat detalii? N-a vrut să le audă. Ați ajuns foarte jos? Întrebă el privind-o cu atenție. Nu, nu chiar jos, de tot. Ați avut amanți? Da. Și adăugă râzând ușor. E greu de crezut văzându-mă acum, nu-i așa? Vă dădeau bani? Uneori. Da, nu făceam o meserie din asta. Mai aveți aventuri când v-a întâlnit Bursico? S-a terminat sără de mult. De ce? Nu o știu. Pentru că nu mai aveam chef. În fond, n-a durat mult. Cred că nu se potrivea cu temperamentul meu. N Am fost făcută să trăiesc la casa mea. Când lucrați la magazinul unde locuiați, aveam o cameră pe strada Monsignor, prins aici, aproape. Mobilată? Nu. No, nu cumpărasem câteva piese de mobilier. Credeam că voi sfârși zilele fată bătrână. Deveneam deja maniacă. De ce se ridicase megre brusc? și începuse să se plimbe prin cameră așa cum ar fi făcut în biroul lui. Părea să uite că acolo era o bolnavă în pat. Se încruntă cu un aer preocupat. Căuta mașina la o scrumieră ca să-și golească pipa și nu găsea. Ea ghici ce dorea. E una pe masa din sufragerie, deschideți ușa aceea. O deschise, răsuci comutatorul și într-adevăr găsi pe masa Henry II o scrumieră de aramă pe care era așezată o pipă mare curbată. Într-un fel era ca și cum l-ar fi întâlnit pe Bursico pe care și-l imaginam papu fără haină, fumând din acea pipă în apartament. În spatele lui vocea posomorâtă zise înșirând vorbele ca pe un șirac de mătănii. La bord, soțul meu fumează țigări mai puțin în cabină. Aici însă preferă pipa și... Megre se întoarse brusc și o privi în ochi. Până acum, i-a spărut sinceră, doamnă Bursico. Ea se arătă surprinsă de acest atac, așteptă, iar el observă că una dintre mâinile femeii se crispă pe cerșaf. Sunt convins că mi-ați spus adevărul. Ea murmură. V-am spus adevărul. Aș vrea să continuați tot așa. Încă ezita puțin să atace, pentru că nu era sigur că nu se înșală caz în care ar fi părut un călău. Cum intra în casă? Stătea în picioare, la un metru de pat, cu pipa goală în gură și îi părea probabil enorm bolnavei, care îl privea de jos în sus. Brusc îi învălui o altfel de tăcere, ca și cum și-ar fi ținut amândoi respirația. Megre era sigur că ea pălise, dacă putea fi mai palidă ca de obicei. Avea nasul la fel de subțire ca al unei moarte, era foarte slabă sub cearșaf. Comisarul venea să se uite în altă parte, poate să-și ia pălăria și să plece. Despre cine vorbiți? Nu știu cine e. Vorbesc despre cel care vine să vă vadă când soțul e plecat pe mare și pe care portărea să apare să nu-l fi întâlnit niciodată. Nu înțeleg. Ascultați-mă bine, doamnă Bursico. Nu vă vreau răul. Sunt polițist și îmi fac datoria. Unul dintre inspectorii mei a fost împușcat în fața ferestrelor dumneavoastră. Credeți că eu am tras? N-am pretins niciodată asta și sunt convins că n-ați făcut-o. Dar am și convingerea că dacă ați vorbit atât de mult de soț și de o parte din viața dumneavoastră, ați făcut-o ca să ascundeți alte episoade. Puțin mai târziu îmi voi pune oamenii soia pe firul anilor din momentul în care v-ați căsătorit. Poliția din Leavră va prelua pista acolo. Asta va cere probabil mult timp. Poate vor fi și goluri. Dar, cu răbdare, vom ajunge să vă reconstituim aproape întreaga existență, să-i găsim pe toți cei cu care a fost în contact. De data asta, chiar întoarse capul în altă parte, pentru că i-a închiseță ochii și el zăris o lacrimă, ivindu-se de pe. Femeia nu mișca. Megre păstrată cerea aproape un minut. Apoi continuă umplându-și pipa ca să facă ceva. Îmi cer scuze dacă nu cred în migrenele dumneavoastră. Îi voi telefona puțin mai târziu medicului care vă îngrijește și știu dinainte ce îmi va spune. Ea scoase un oftat ușor, dar nu deschise ochii. În punctul în care am ajuns, unul dintre colegii mei englezi ar avea datoria să vă avertizeze, amintindu-vă că tot ce veți spune poate fi folosit împotriva dumneavoastră. Legea franceză nu mă obligă să fac și eu la fel, dar nu vreau să spuneți că n-ați știut. Judeca singură dacă aveți sau nu ceva să-mi spuneți. Ea a făcut încet un, un semn negativ din cap. Comisarul se așteptase la mai rău, la un leșin adevărat sau prefăcut la o criză de nervi sau de indignare, dar aproape că era mai jenant să o vadă așa nemișcată și apatică. Am convingerea, nu vă ascund asta, că primiți vizite fără știrea nimănui și că atunci când storurile rămân lăsate, uneori timp de trei zile, aveți pe cineva aici. După toate aparențele, acest cineva cunoaște obiceiurile casei. În fiecare dimineață, portarea sa lipsește mai bine de o jumătate de oră ca să facă piața. În acel moment e ușor să intri în acest apartament. Nu spuneți nimic? Dură ceva până când deschise cura, iar buzele erau la fel de golite de sânge ca și obrajii. N-am nimic de spus. Pretindesc că nu e adevărat? Ploapele se deschiseră în sfârșit și o privire rece se-a asupra comisarului. Presupun că aveți dreptul să vă imaginați ce vreți." În vocea ei se simțea dintr-o dată o energie pe care ar fi fost imposibil să o bănuiești cu câteva minute înainte. Era un bărbat în camera dumneavoastră când a răsunat în pușcătura? El privea fără să răspundă. O femeie?" insistă el. Buzele nu -i se mișcară. Sunteți cu adevărat bolnavă și nu vreau să vă obosesc. Știți că locuiesc vizavi la domnișoara Clement. Aveți telefonul la capătul patului." În orice moment, dacă simțiți nevoia să comunicați cu mine, sunați-mă. Ezită jenat. Să știți, doamnă Bursico, că în ciuda aparențelor nu sunt dușmanul dumneavoastră. E datoria mea să caut adevărul și îl voi descoperi. Doresc și asta aș vrea să înțelegeți, să fac cât mai puțin rău posibil. Iată cea în continuare și îl privea cu atenție, părând să se gândească. El mai așteptă puțin, sperând totuși să vorbească. Își luase pălăria dar nu se îndrepta încă spre ușă. Mai deschis o dată gura să vorbească, dar până la urmă nu mai spuse nimic. Era sigur că nu va scoate nimic de la ea. Poate avea să-l sune puțin mai târziu? Nu conta prea mult pe asta. O salută cu gravitate. Vă rog să mă scuzați, vă trimit pe doamna Keller. Ea îl privi plecând tot cu buzele strânse, iar megre se ușa în urma lui și adânc când ajunse pe palier. Portărea să-l aștepta pe culoar și păru surprinsă să-l vadă așa de grav. Megre nu-și dădea cel ce expresia avea pe față. Se simte rău? Ar fi mai bine să urcați. Dacă se întâmplă ceva, anunțați-mă la domnișoara Clement. Nu luase masa de seară. Intră în bistrou cu intenția să mănânce, dar se opri la bar și beau două pahare de vin unul după altul. În spatele sticlelor se afla o oglindă și se miră să vadă o față cu trăsăturile atât de adânc săpate. După câteva minute, fără să fi stat să mănânce, vorbea la telefon cu Toranz. Lucas nu e acolo?" Tocmai a plecat în plas Italia, unde niște arabi s-au bătut cu cuțitele. Să fie pus sub urgență, sub ascultare, telefonul doamnei Pursico, de pe strada Lomond. Trimitem și un inspector. Va șeri aici? Bun, cunoaște deja casa, voi fi probabil în micul restaurant de vis a -vis. Pe când închidează din spatele ferestruicii fața domnișoarei Clement și se păru că avea o expresie neobișnuită, nu înțelese imediat. Domnișoara Clement nu mai părea să se joace. Îl privea, dacă nu cu spaimă, cel puțin cu oarecare neliniște. Asta pentru că el însuși se schimbase subit, se produsese de clicul și se săturase să bată pasul pe loc și să adulmece prin colțuri. O găsi la ușa salonului. Ieșiți? Mă duc la masă. Ce fac dacă vă caută cineva la telefon? Veniți la bistrou să mă anunțați. Ea nu îndrăzni să-l întrebe dacă descoperise ceva. Poate auzise ce-i spusese lui Torrance. În orice caz, știa că nu era momentul să facă pe nebunatica. Torrance? De data asta telefona de la bistrou. Încă n-a cerut să vorbească cu nimeni, șefule. În cazul ăsta probabil că nu o să sune. Telefonul ei să fie totuși ținut sub ascultare. Ai mulți oameni disponibili. Sunt patru cinci pe care îi putem folosi în noaptea asta. Megrei spuse pe silabe numele Bursico și bine. Notează. Are 48 de ani și s-a născut în Leoavră. Tatăl ei era în marină, are frați și surori. Asta pentru brigada mobilă din Leoavră să caute în registrele primăriei și peste tot unde vor putea. Ar putea să nu găsească mare lucru. Și la Paris? Și aici să se facă cercetări la primării. A locuit în cartierul Rul. Ai face bine să arunci o privire prin dosarele poliției de moravuri vechi de 20 și chiar de 25 de ani. La capătul celălalt al firului, solidul toră în scria de zor. asta e tot? Nu. Urcă la identitatea judiciară și vezi dacă au ceva pe numele binet. Mâine dimineață aș vrea să ducă cineva la magazinul de articole bărbătești de pe bulevardul Saint-Michel, nu departe de strada Monseigneur de Prince. Poate că proprietarii s-au schimbat de 15 ani, dar e posibil să-i găsim. Toate astea puteau să dureze săptămâni întregi sau câteva ore. Mergeau la noroc. În fine, informează-te tot despre François Bine la numărul 48 de pe strada de Prince. Locuia la adresa asta acum 15 ani. Rămâneți acolo? Da, îl voi ține pe vașer cu mine. E de noapte? A intrat acum o oră. Ce face Janvier? Vă putea fi externat peste două-trei zile în nerăbdător, la fel și soția lui. Medicul ar prefera să-l țină puțin mai mult. Când reveni în bistrou, inspectorul vașe era deja acolo și l-aștepta, bând o cafea stropită cu tărie. Ai mâncat? Da, ceva nou, tot mai plouă. Vașer arătă spre impermeabilul său ud pe care l-a gățase în cuier. Asta e pietul de tine, Cred că am să-ți cer să petreci noaptea afară. Apoi se răzgândi. În fond, stând la fereastra salonului, ar fi același lucru. Nu o trebuie supravegheată decât o singură casă. Mânca fără poftă, uită să-i telefoneze doctorului, așa cum o amenințase pe doamna Bursico. De altfel, nici nu-i ceruse numele acestuia. L-ar fi putut afla de la portăreasă. Dar nu pentru asta se duse la doamna Keller în loja ei după ce termina de mâncat, așa cum se aștepta ei al privi imediat cu un aer prindere de reproș. Cum se simte? Ce i-ați spus? Am găsit-o zăcând în pat ca moartă și nu m-a băgat în seamă. Avea ochii închiși, plângea. Lacrimi mari se răstogoleau pe bieții ei obraji. Nu v zis nimic? A, da, doar din cap când am întrebat-o dacă avea nevoie de ceva. Era indiferent dacă lumina era aprinsă sau nu. Am închis fereastra și am stins lumina. Mai greu se gândi să urce. Da, la ce bun. Era conștient de răspunderea pe care și-o asumase. Are medicamente în cameră? De tot felul, sticluțe, pilule, prafuri. Medici au încercat de toate. Credeți că ar putea să... Portărea asta era înspăimântată. El își păstra calmul. Nu cred că e genul ăsta de femeie, spuse el. Dar poate că ar fi mai bine să stați lângă ea până când vă trimit o infirmieră. Nu o să vrea. Spuneți-i că eu am cerut asta. O să mă urască. El dădu din numeri, traversă strada, îl găsi pe vașeră în ușa casei domnișoarei Clement și îl trimise să aducă o infirmieră folosită frecvent de cei de la poliția judiciară. La 10 seara, strada Lomond era liniștită. Se auzea numai zgomotul molcom al ploii. vis a -vi era lumină, storul nu era lăsat. De la fereastra lui, mai greu putea vedea pe infirmieră care citea un roman, așezată în fotoliul ocupat de el mai devreme. Doamna Bursico părea să doarmă. Domnișoara Clemen se retrăsese în camera ei cu puțin timp în urmă. Domnișoara Isabel nu ieșise, Copilașul soților lotard nu plângea. Fașin lucra, iar soții saft discutau cu glas căzut în camera lor. La parter, vașer trăsese în lături perdelele salonului, astfel încât să vadă ce se petrecea afară și stătea în întuneric o cană de cafea lângă el, fumând țigară după țigară. Megre aștepta telefonul de la soția lui înainte să se bage în pat și coborând papuci. Ba da, mă simt foarte bine," spuse el. Sper că n-ai să stai la nesfârșit în casa aia. Auzi?" Horten se simte mult mai bine și e posibil să mă întorc peste două zile dacă nu chiar mâine seară. S-ar zice că nu-ți face plăcere. El repetă cu gândul în altă parte. Ba da, ba da. Apoi, înainte să urce, se duse să schimbe câteva cuvinte cu vașer în întunericul din salon. O putea auzi pe domnișoara Clemen mișcându-se prin cameră, apoi somiera scârțâi sub greutatea ei. A dormit greu, avea în minte acea fereastră luminată de pe cealaltă parte a străzii. Se gândi și la prostănacul de Paulus și început să aibă pică pe el, ca și cum l-ar fi făcut vinovat de tot ce se întâmplase și de ce avea să se mai întâmple. În orice caz, bună treabă, mare brânză făcuse!